aprobată prin dispoziția numărul 50/5/2011 a primarului comunei Albiona. Din cei 11 consilieri, adică sunt 10, deoarece, după cum bine știți, domnul Ghineț i-a încetat mandatul de consilier, da? Sunt prezenți 9. Domnul viceprimar trebuie să vină imediat. Deci, ședința este legat constituțiu și își poate începe lucrările. La ședință participă ca invitați domnul Iorescu SPD, domnul Ianache Ștefan Andrei, care astăzi va fi investit pentru funcția de consilier local, numele domnului Ghineț, doamna Macadam Cristina, doamna Codo Marina și doamna Sfatova Corina. Deci, cei din statul executivului vor avea reprezentarea partea cu specialitate. Acum, având în vedere prevederea articolul 42 al neamtul 5 din 215, supun preaprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de vot. După cum știți, la ultima ședință s-a stabilit ca președintele de ședință să fie ales doar pentru o lună, pentru a putea ca să fie ales președinți să conducă lucrările ședințelor în fiecare lună, să prinde mai mulți. Așa că vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Rusu Alexandru. Ținând cont că avem și investirea lor în Bucan, fiind consilier la Consiliul Local, domnul Ianache, Ștefan Andrei, și să nu se supere colegul că îl propun pe domnul Costel Vărlan pentru a prezida ședința, da? Nu, 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 te-am propus și cred că asta nu se propune. Ai experiență, ești vorba aia, nu se pune problema. Mai în etate, cu experiență, nu mai vorbim. Da, da, vedem dacă are... Și depinde de investire. De investire, da? Să vede rezultatul. Dar botezul e în altă parte, nu, așa nu se pune problema. Mai sunt și alte propuneri? Da. Dacă nu sunt, supun la vot ca președinte ședință să fie ales domnul Vârlan Constantin. Și domnul Vârlan Constantin, mă rog să... Putem începe, da? Mulțumesc pentru crederea acordată și promit că voi conduce ședința în modul cel mai democratic. Și să începem cu programul despre lucrările ședințelor Consiliului Local din 24.10.2018. Mm-hmm. Și credeți și pe unde? Nu? Și pe stat noastră? Nu, de la... punctul 2. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2009. Inițiator, domnul primar Iaconu. Avizele venite a Comisiilor Reunite. Proiect de hotărâre, punctul 3. Privind publicarea hotărârii Consiliului Local, numărul 11, din 19.2. cu privire la planul anual de acțiune interes local pentru repartizarea orilor de muncă în cazul persoanei care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2018, precum și până în executare a sentințelor civil care au obligatorie de obligația de muncă nenumerată. Așa? Cunosc comunitățile pentru că s-au desacționate, condamnate, inițiator domnul primar. Aviz? Comisiile Unite. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea în sectorul lucrurilor de amenajare, șanțuri, rădă cu prefabricate din beton de la Bălan Nicolae la Pascal Cerior, a indicatorilor tehnico-economice și autorizarea lucrării sat Ardeon, Comuna Ardeon, județul Bacău. Inițiator, domnul primar, Victor Deacănu, aviz Comisiile Unite. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind studierea restricției de circulație cu limită de tonaj pe
puntea pietonală de peste râul Cazălu Sărat, din satul de Cazălu, de la Crețul Bacău. Inițiator, domnul primar al Comunei, tot de acolo, a vis comisiile unite. Îmi permiteți, domn președinte, o rugăminte am dat, s-ar la 12:30 să plec, am o urgență în cer. Cazurile urgente, consiliați că... Problemă de serviciu. Da, sigur. Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Iar îi rog la ce văd. Păi sigur. Acum mai pe primul punct, nu? Proiectul privind validarea domnului Ionache, Ștefan Andrei, funcție consilier local, consiliul așa, local al de avis, comisiile de validare, nu? Doamna Anica Gabriela, președintele comisiei de validare, prezintă avis de comisie, avis favorabil sau nefavorabil, scrie acolo. Și după aceea dăm la cuvânt. Mulțumesc. Procesul verbal numărul 2960 din 23-5-2018. Încheiat astăzi 23-5-2018 în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Local Ardeoan. Astăzi 23-5-2018, Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Local al Comunei Ardeoan în ședința de constituire din data de 23-6-2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 de Legea Administrației Publice Locale, numărul 2015-200, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu este cazul de invalidare, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Ionache Ștefan Andrei, drept pentru care am încheiat astăzi prezentul proces verbal. Da, mulțumim, doamna. Adică dau cuvântul domnului secretar pentru că stă raportul. Da. Deci eu o să vă prezint doar baza legală și modalitățile de investire a domnului Ionache. Deci baza legală este legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali cu modificări și completări ulterioare, ordonanța guvernului numărul 35/2002, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificare legea administrației publice locale numărul 215/2001, pentru și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul aleșilor locale. Legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală aplicată cu modificări și completări ulterioare. Adresa Partidului Național de An, numărul 249 din 4-5-2018, prin care propune spre validare pe lista candidaților pentru alegerile din 5 iulie 2016 a domnului Ionache Ștefan Andrei. În conformitate cu prevederea articolului 133 din legea numărul 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 205/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul aleșilor locale, coroborat cu articolul 6 alineatul 2 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locale. Din aceste considerente, sunt menționate propus spre dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ionache Ștefan. Mulțumim, domnul secretar. Acum, domnule, dacă iar trebuie să te rugați să depună jumătate de credință, fiind în moment solemn, vă rog să-l de ducă. Subsemnatul Ionache Ștefan Andrei, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Ardeoan, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32, aliniatul 1 din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ardeoan. Așa să vă aștept Dumnezeu. Mulțumim! Va avea și calitate de consilier local care va putea să voteze toate pregătirile. Dacă dorește cineva să ia cuvânt. Dar eu aș dori. Eu aș dori că îl cunosc foarte, foarte clar pe domnul Ionache, că am mai lucrat împreună, da? Deci am lucrat împreună și în anii din urmă și îl cunosc foarte bine. Este un băiat... Cum o privă,
N-ai făcut arma ta la camion? Consilier, eu am crezut că dânsul știu că e învățământ. Dar nu, nu. Normal. De ce le-ai zis, domnule? De ce le-ai zis? Am întrebat. Eu am întrebat. Nu s-o făcut și eu. Așa este, sigur că da. L-ai făcut, l-ai făcut, dar nu am făcut arma ta de așa. N-am mai prins-o. Nu mai prins-o. Așa. Deci eu îl cunosc foarte bine, e un băiat foarte inteligent, deștept. De vreme. Pragmatic. Nu, nu. E o fire foarte pragmatică. Și de cuvânt. În același timp, de foarte de cuvânt. Ajută, dă sfaturi, dacă e chiar dacă e la vârstă așa, foarte tânără, dar e un băiat foarte bine pregătit. Sunt de acord, nici nu se mai pune problema pentru ca să fim colegi, colegul meu aici, ca fiind consilier în Consiliul Local, Ardeoan. Vă mulțumesc, domnul Rusu, dacă mai dorește cineva. Domnul... Având în vedere că ce? Procedura este strictă reglementată de lege, următorul pe lista la consilieri, deci a fost domnul Ionache, suntem de acord, într-adevăr, conform procedurii, îndeplinește toate condițiile, o mai fost consilier în cadrul Consiliului Local, sper să avem o colaborare cât se poate de obiectivul și la subiect. Și să fiți la doresc succes. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva? Domnul Moritz. Da. Nu vreau decât să-i zic bun venit în echipa noastră și mult succes, poftă de muncă și să zic cu anul de toată lumea. Cu idei bune și proaspete în echipa noastră. Da. Mult succes întotdeauna. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva? Dacă nu mai dorește, s-o pun la vot proiectul de lege de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este? Cine este pentru? Dorește cineva să abține cineva? În unanimitate, domnul consilier a fost validat. Să trecem la punctul 2, la ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind indexarea pădurilor și taxelor locale pentru anul 2019, aviz comisiilor relative. Domnul Bacadar Bogdan, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Consiliului Reunite. Vă rog, domnul Bogdan. Mulțumesc. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Mulțumesc. Așa. Da, vă rog, știu. Da, da, le văd aici niște chestii. Un aviz favorabil în forma prezentată. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dorește cineva? Doamna... Doamna, mă scuzați. Așa. De asta dau cuvântul doamnei Macada, că se nu avea de acceptat raportul de specialitate. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Articolul 491 din legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare precizează că în cazul oricărei impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual de către consiliile locale ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Sumele indexate conform aliniatului 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Întrucât cuantumul taxelor speciale și la altor taxe locale nu sunt stabilite prin codul fiscal, cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, nu intră sub incidența indexării. Urmând ca acestea să fie aprobate prin hotărârea anuală a Consiliului Local la stabilirea impozitelor și taxelor locale în condițiile articolului 489 aliniat 1 și 2 din legea numărul 227 din 2015. Precizăm că nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală a autorizată egală sau mai mare de 12 tone au fost actualizate prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 79 din 2017 pentru modificarea și completarea legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal și au fost însușite prin hotărârea Consiliului Local numărul 69 din 19-12-2017. Nivelul ratei inflației comunicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 1,3%, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se precizează că pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019,
consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%. Precizăm faptul că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale, urmând ca la stabilirea cuantumului acestora să se țină cont de această indexare. De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o obligație legală a autorității deliberative. V-am pus la dispoziție și tabloul cu taxele și impozitele indexate. Acolo veți observa cum o să fie în 2019. Aveți acolo specificat nivelurile aplicabile pe 2018 și în partea dreaptă cum vor arăta cele indexate. Mulțumim, doamne Cristina. Dacă vedeți și de la astea acolo. Poftiți! Da. Doamna Cristina, poate greșesc, dar nu știu. Da. E unul de 8. Eu, dacă îmi greșesc cumva, astea sunt calcate cu sau fără TVA. Mă uit la niște sume aici. Da, n-avem treabă, deci n-avem treabă cu TVA. Am întrebat. Acolo, dacă observați, aveți prevederile codului fiscal. Deci ceea ce prevede codul fiscal... Eu știu că sunt calcate cu TVA, nu sunt TVA, dar tați. La cetățile interne. Deci avem o dată prevederile, ce prevede codul fiscal, deci sumele care le prevede codul fiscal. Avem o dată nivelurile, cazile s-au votat pentru 2018 și nivelurile cu indexate, cu 1,34%. Și acolo veți observa care sunt diferențele. Ascultă, nu prea am reușit ca să ajung până la capăt. Dar ați făcut exact ce v-a cerut legea. Da. Dumneavoastră ați făcut ceea ce legea. Deci, ca să avem în vedere treaba asta că ne impune codul fiscal, deci nu am venit noi cu propuneri. Deci asta ne cere codul fiscal. Sigur că eu sunt de acord cu ce ați prezentat. Vă mulțumim, domnul Rusu. Dacă mai dorește cineva. Dacă nu mai dorește nimeni. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Se abține cineva, împotrivă, deci, în mod deliberativ, e validat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 19.2.2018 cu privire la planul anual de acțiune de interes local pentru repartizarea orilor de muncă în cazul persoanelor care apreciază acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2018, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă nenumerată în folosul comitării pentru presupunerea sancțiunilor condamnate. Aviz Comisiei Reglementare. Dăm cuvântul domnului Rusu Alexandru. Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei Fodor Maria pentru a prezenta raportul de specialitate. Poftiți, doamne, mulțumim, doamne. Proiectul de hotărâre a fost elaborat, avându-se în vedere actele normative care reglementează venitul minim garantat, legea 416/2001 privind venitul minim garantat, hotărârea Guvernului 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice a legii 416/2001, Ordonanța Guvernului numărul 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cât și a legii numărul 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Primarul are obligația să aducă la îndeplinire mandatul de executare. În executarea mandatului, primarul stabilește de îndată conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru, cunoștințând despre măsurile luate, unitatea la care se va presta activitatea. La stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenient, primarul va avea în vedere pregătirea profesională și starea sănătății acestuia, atestate prin acte eliberate în condițiile legii. Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activități în subteran, în mine, metrou, ori în alte asemenea locuri cu grad ridicat de risc.
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută cu respectarea normelor de protecție a muncii. Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată și minorilor, dacă la data săvârșirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore și 150 de ore. Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibilă să-i afecteze educația, ori să-i dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. Primarul, în executarea obligației de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabilește conținutul activității, condițiile în care aceasta se realizează și programul de lucru al minorului. Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul UAT-ului, în a cărei rază își are domiciliu sau reședința, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii. Începerea executării sancțiunii, constând în prestarea unei activități în folosul comunității, se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare. Primarul are obligația să asigure evidența sancțiunilor aplicate contravenienților și a executării sancțiunilor în condițiile prezentei ordonanțe. În temeiul celor de mai sus s-a elaborat proiectul de hotărâre cu propunerea de a fi înaintat Consiliul Local spre aprobare conform competențelor stabilite de lege. Vă mulțumim, doamna. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. De exemplu, astea sunt cursiv zi la zi sau când are unitatea treabă? Când are unitatea treabă. Programul stabilește domnul primar. Da, programul stabilește domnul. Da, și să stabilezi din instanță un anumit număr de zile, da. Și astea trebuie să fie efectuat. Unde? Cum și cum? Da. Punctul de lucru se prezintă. Da, domnul primar stabilește. Da. În funcție de pregătire necesară. Așa. Supunem la vot proiectul de informare prezentată de executiv. Cine este pentru? Vă mulțumim. Trecem la următorul punct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrurilor de amenajare pierate cu prefabricate din beton de la Bălan Nicolae la Pasă. Indicatorilor tehnicilor economice la autorizarea lucrărilor. Sat Ardeoan, Comunar Gheorghe, Județul Bacău. Aviz comisiilor reunite, doamna Anica Gabriela. Comisiile reunite avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Supun la vot dacă sunteți de acord ca doamna să vă interes de serviciu. Vă mulțumesc. Sunt de acord? Da. Mulțumim, partiți, doamna. Ce sunt de vedea? Hai, Raport de specialitate privind aprobarea executării lucrării de amenajare șanțului feriate cu prefabricate din beton de la Bălan Nicolae la Pascal, cei în sat Ardeoare, Comuna Ardeoare, Județul Bacău, indicatorilor tehnico-economici și autorizării lucrării. În temeiul prevederilor articolului 45 aliniatul 2, litera E din legea administrației publice locale numărul 215/2009, republicată cu modificările și completările ulterioare, care stabilește în sarcina autorității administrației publice locale organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului, dezvoltarea economică, socială și de mediu, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare confirmării cu privire angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăriei apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor, iar la articolul 36, alineatul 4, litera D, se prevede că în executarea atribuțiilor sale, Consiliul Local va aproba la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile legii.
față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeoani executarea lucrărilor de amenajare șanțuri periate cu prefabricate din beton de la Bălan Nicolae la Pascal, cei de un sat Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău, al indicatorilor tehnico-economici și autorizării lucrării. Valoarea totală a investiției inclusiv pe vrea 366.199,71 lei. Mulțumesc, domnul viceprimar, dacă doresc cineva să ia cuvântul. Chiar însă, că acolo la mea lăcătușul de gel în față, știți dumneavoastră, că a trecut acum acertuna anul ăsta, acolo trebuie și decoperită varea cu vasă, să facem, că e, dacă vine vreo ploaie de ăsta mai torențial, e bine în drum, și poate avem. Da, o să intervenim și acolo, dar la momentul oportun, acum e altă lucrare aici. Exact. După cum știți, e la fel ca lucrarea care am avut-o în Ardeoan, partea de la deal și unde o întâlnești. E același tip de prefabricat, e același tip de rigon. De partea de la bani, nu? Da, cum l-o facem în partea de la bani. Mai dorește cineva? Supun. Dacă nu supun la vot, a fost prezentat domnul Mircea Primar. Cine este? Pentru. Împotrivă, dacă s-ar ține cineva. Poate dumneavoastră. La punctul 5. Proiectul de hotărâre privind instituirea restricției de circulație cu limite de tonaj pe puntea pietonală de, pe, de peste râul Tazău, Sărat, în satul Brejcu, în alături de Tăbacă. Aviz comerii prevenită, domnul Macadam Dorfonar, președinte comisiei de PTP, prin realizarea consiliului de limite. Aviz favorabil. Comisiile reunite de avizează favorabil proiectul în forma prezentată. Dar cuvântul domnului viceprimar. Așa, avem un referat aici, urmarea sesizării cetățenilor comunei Ardeoan, județul Bacău, afectarea structurii de rezistență a funcției prietonale de peste râul Tazlău Sărat din satul Leontenești. Puntea prietonală de peste râul Tazlău Sărat din satul Leontenești nu are structură de rezistență adecvată pentru atelajele cu tracțiune animală, cât și a vehiculului la care o masă de cala maximă a prinsă depășește limita de 2 tone. Disconfortul constă în aceea că datorită construcției funcției pietonale din material de nouă asistență anuale, respectiv brad, potcoavele animalelor practic nu face altceva decât să rupă din material. Totodată, având în vedere starea avansată de uzură a țevilor, prezintă pericol autovehiculele care circulă cu tonaj mai mare de 2 tone. De aici trebuie să luăm măsuri ca să împiedicăm accesul celor mai sus menționate pe puntea pietonală. Și aici avem prevederi articolul 5, articolul 22, articolul 40, articolul 44, aliniatul 2 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 43 din 97. Prevederile articolului 128, aliniatul 1, litera A și D din ordonanța de guvern numărul 195 din 2002, e publicată privind circulația pe drumul de publice. Mulțumim, domnul vice. La întrebări, puntea nu prezintă garanții, dacă totul ați stabilit cumva, nu neapărat trebuie să fii specialiști ca să-mi dăm seama deci, să nu se întâmple o catastrofă. Se întâmplă destul în lumea asta. Dar totuși trebuie să avem în vedere cele peste 2 tone, domnul vice, domnul primar, amenajat un pic, sau cred că deja v-ați gândit și la chestia asta, pentru cei, de exemplu, la 3 tone jumate care circulă spre satul de Leontinești sau au probleme pe acolo, trebuie să o ia prin Tazlău. Așa că trebuie să-i facem un pic din facilități, adică să fie albea deja e când e recofilată. Să fie un pic tasată, să nu rămânăm un pan, după aceea ne prezent că rămân în Tazlău, vezi, doamne, Consiliul Local, vicii de primar sau cei din Consiliul am aprobat ca să nu treacă pe politici și nu ne-am creat totuși câteva condiții. Deci, dacă ați avut în vedere așa ceva... Domnul e reprofilat, albea la fel, apa e curată, deci... Deci, ca să nu fie probleme. În caz, se întâmplă ceva, asta e. Te face baie. Dar ca să nu fie discuție, știți, oamenii discută. Băi, uite, vezi, mă interesează să merg pe acolo și nu am... Da. Dar vedeți câte se întâmplă acum, da? Și chiar ieri trecea cineva de la Leontinești cu tractorul, cu remorca plină cu fân. Nu mai dau nume, că după aceea zice că am ceva cu omul. Deci nu se poate așa ceva. Deci chiar nu se poate. Deci asta este sfidare.
dacă vede că suntem în situația în care suntem, vede că un lucru se face destul de greu, nu avem cu cine, nu ne permitem să plătim firme ca să am făcut cu ăștia la 416, am reușit și am făcut podul ăla, deja în capătul dinspre sat, o rupt 4 dolari de iași, de 10 de groși. Treci cu tractorul, un tractor cât are, cu remorca, cu fânare, 5-6 tone, da? Deci... Da. Iar cei cu mașini mari, n-au decât, dacă nu poate să treacă prin apă, uitați la o mare, drumul e destul de bun, înconjoară 2 km, prin Ardeoani, până se rezolvă problema podului. Să sperăm că pe 29 e ultima zi când se depun ofertele la nou pod, dacă nu o să existe contestații, anul ăsta, cu ajutorul Dumnezeu, începem lucrările la podul la Leontinești. Dar dacă o să fie învățat sau o să conteste cineva, Dumnezeu cu mine, ce să comenteze? Dar eu zic că e bine să luăm măsuri de precauție pentru a nu avea probleme. Doamne ferește! Intră unul cu un camion, pune 5 paleți, el e de 3,5 tone și știți că nu respectă tonajul. Pune 3-4 paleți de ciment sau eu știu ce pune el acolo și îl găsesc sub pod. Deci așa. Noi avem responsabilitatea asta să... Am pus și acele opritori, deja au început să mai umbli la ele. Deci lumea e obraznică. Dar asta e viața. Aș vrea și eu să-ți spun. Problema în sine, acum, chiar la venire, m-am întâlnit cu domnul vice, și să punem o placardă acolo, dacă totuși ei nu sunt atât de cum să spun, de educați, hai să-ți vede, foarte bine, te rog. Domnul vice, eu dat citire la niște articole. Acele articole prevede tot. Că chestia asta nu facem doar noi. E cu aprobarea inspectoratului de poliție. Restricțiile nu le pot spune așa la un pod, la un drum, la... Numai noi Consiliul Local. Deci în acele articole este stipulat destul de clar motivele și felul în care poți să restricționezi. Da. De ce trebuie? Haideți încă să vă spun ca și articole în acest proiectul de hotărâre. Deci la articolul 1, aprobă măsura restricționării tonajului total maxim autorizat la limita de 2 tone pe puntea pietonală. Se interzice atelajul cu tracțiune animală pe puntea pietonală. Se aprobă achiziționarea de indicatoare cu limitele precizate mai sus. Se împuternicește personal din cadrul autorității locale prin grijă primarului comunei Ardeoani, personal ce va avea ca sarcină să constate și să aplice sancțiune pe urmă de ordonanță a guvernului 4397. Administratorul drumurilor va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum, supuse restricționării de tonaj, cu avizul poliției rutiere și voi informa participanții la trafic asupra restricției impuse prin prezenta hotărârii. Și în respectarea prevederilor privind de hotărâri, constituie contravenții și sancționări cu conform OG 4397 și al OG 1992, cu amendă între 1000 și 2000 de lei. Deci, rapoarte se fac cum se fac așa mai eficiente, dar în ceea ce privește măsurile, sunt atât în hotărâri. Nu putem face chiar noi din capul nostru. Deci, că trebuie luat, trebuie luat, nu se poate. Sunt zone unde și tonajul, de exemplu, plătește la podul, plătește ca să până la cer, acolo plătește, cine depășește tonajul, să plătească taxă. Tot fundăm drumul. Nu, nu. Dar sunt un tip de tonaj. Da, sunt legi în lege specific cu toar. Deci, asfaltul zice că se tasează, aici, dacă s-o, tot pica tonajul. Consecințele sunt mult mai mari. Nu mai pot să mă prezint. Deci chiar astăzi am rămas vițele să scoată de acolo țevile alea care sunt amonte de pod, de punte, alea mai mult încurcă. Se pun răgălii, se pun și blochează. Da. Și o să ne trebuiască și la capătul punță să punem o traversă. Am pus de acolo, trecut cu greutate, deja o rup. Scoatem o țeavă de aia să încercăm să o tăiem, să o sudăm acolo la capătul punță și să-i mai lungem viața. Poate. Cum am zis, cu ajutorul Dumnezeu, că nu am ăsta, dar am să trecem prin podul nou, că nu ne mai încurcă nimeni. Dacă o să ne încurce, asta e viața. Noi nu facem decât să respectăm legea și să respectăm pașii care trebuie să urmați. Mai dorești cu cineva să te vinde? Dacă nu supun la vot, pentru că o formă prezentată de executiv. Cine este pe? Vă mulțumesc, ținem pentru copii, vă mulțumesc. Se trece la următorul punct al unui zi. Zădarea referatului, numărul 2824 din 16 a 5 a 3 a 18, doamna Stătura Corina. Acum vă mulțumesc.
privire la aprobarea achiziționării suportului de comunicație necesar protocolului cadru de cooperare privind schimbul de informații între instituțiile publice. În temeiul prevederilor punctului 101, alineatul 9 și 10 din titlul 9, impozite și taxe locale din normele metodologice de aplicare a legii 227 din 2015 privind codul fiscal, articolului 68 din legea numărul 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală și ale articolului 3 din ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ale ministrului finanțelor publice și ministrului afacerilor interne din 2016 pentru aplicarea punctului 101 din titlul 9 impozite și taxe locale din normele metodologice de aplicare a codului fiscal. Având în vedere și protocolul cadru de cooperare privind schimbul de informații între instituțiile publice cu numărul 84.053.1735.8.186 din 2018, încheiat între Direcția Regii Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculor Bacău, UATE Ardeoan și Instituția Prefectului Județului Bacău, având ca obiect cooperarea între instituții publice, prin realizarea schimbului de informații prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidențele fiscale locale și ale Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum și a radierii sau transmiterii dreptului de proprietate. Elementele de comunicație necesare a fi achiziționate de către UATE Ardeoan sunt următoare. Router VPN, serviciu de date de buclă locală de tip VPN securizat nivel 2, închiriat de la terți operatori agreați de STS, o unitate personal computer sau laptop cu procesor de minim i3. Rugăm să aprobați achiziționarea de servicii de comunicații de buclă locală și echipamentul necesar de la unul din principalii operatori de piață și cu care serviciul de telecomunicații speciale colaborează. Vă mulțumim, doamna Florina. Așa, urmează discuții. Cine vrea să ia cuvântul? Prezentat, este clar că echipamentul trebuie achiziționat pentru că trebuie inițiat acest serviciu, nu? Unitatea în vigoare de pe 20 mai, de fapt. Da, deci, unei legi neformate. Asta e. Bine, mulțumesc. Conțelor, domnul Rusu? Da, am fost foarte atent la cele prezentate de doamna Corina. Sunt de acord cu ce li s-a prezentat în raport. Mulțumim. Dacă mai trebuie cineva? Dacă mai ai de ce deci, ca o informare. Ca informația, aseară am primit la domnul avocat o copie a sentinței civile privind insolvența, dar nu este semnată, deoarece am spus la domnul avocat, doamna grefieră, șef, este concediu medical. O să o primim oficial de îndată. Important e că hotărârea este dată și spune aici, termină articolul 108 al neatului în ordonanța urgenței a guvernului 46/2013 privind criza financiară și insolvența unității administrative teritoriale, închide procedura insolvenței împotriva UATE Ardeoan. Ea este redactată, deci a fost pronunțată în ședința de pe 14/3, știți că v-am spus și la ședința trecută, și data de 17/5 a fost redactată, dar nu este semnată. Nu este primit oficial, a trimis-o avocatul prin WhatsApp. V-am adus la cunoștință ca să știți că sunt încheiat și cu insolvența. Acum să sperăm că o să semneze și chiar dacă s-o mai tergiversat, nu vreau să mai comentez pe marginea subiectului ăsta, să știți la ce mă refer. Dar ușor, ușor o să rezolvă lucrurile. Fiind neavizat o dată de plăbărul de zi, după care scrisă, după care și vă mulțumesc.